noștri tu nici sună, sute și sute români se adună. Vin în Ardeal la loc de închinare, vin toți românii cu sufletul mare. Vin în Ardeal la loc de închinare, vin toți românii cu sufletul mare. Suntem în vechea cetate a Devei, una din cele mai importante fortificații medievale ale țării noastre, construite în 1260. Și venind și plimbându-mă pe aici împreună cu dumneavoastră, gândul m-a dus la dragostea acestui popor pentru identitatea noastră națională. Și nu știu de ce, aici am senzația că oamenii simt altfel dragostea pentru neam, pentru țară, pentru credința lor. Și mă gândeam de ce. Pentru că nu sunt singurii care au luptat pentru identitatea națională. Ce se întâmplă cu oamenii de aici? Aici, în Ardeal, oamenii au trăit vremuri puțin mai grele și perioadele acelea grele au fost susținute de credința în Dumnezeu și de iubirea de neam și țară. Să știi că au fost perioade întregi în care aici, în Ardeal, tricolorul se purta ascuns, nu se purta la vedere. Sau femeile care țeseau șoarțele sau cătriințele strecurau în țesătură undeva tricolorul. Încă de la începutul carierei mele, pe lângă piesele strict folclorice, pe lângă priceznele pe care le-am adunat în culegerile personale, am adunat și cântece patriotice. Dar să știi că primele cântece patriotice le-am învățat de la tatăl meu. Ne puteți fredona? Veniți românii să cerem dreptul, să spunem tot ce avem în noi, căci libertatea este sfântă și Dumnezeu este cu noi. Cu Dumnezeu de-acum înainte, munteni și moldoveni și moți, un drum avem peste morminte, un steag ne acoperă pe toți. Cântecele dumneavoastră întotdeauna m-au impresionat foarte mult pentru că trezesc în mine acea dragoste față de țară și de fiecare dată am simțit o mare bucurie în suflet atunci când am văzut sălile de spectacole, cum se ridică oamenii în picioare și cântă împreună cu dumneavoastră, artiștii Ardealului, cântecele patriotice. Aici, în Ardeal, ne este altarul unde veghează român. Aici mă bate mereu peste veacuri inima neamului nostru român.